104.000 km. Deci haideți să vedeți Polo 1, 2, nepornit de 4 ani. Uitați pe aici ce a crescut, toți dragi, toți cărcăiacii. Vedeți ultimul schimb, trebuia făcut în 2018. Am stat aici în parcare, nemișcat de exact 4 ani, 4-5 ani. Haideți să vedem. Bateria o încărcăm. În bord văd că se aprinsă. Se aprinsă beculețul. S-o scoatem, e scoasă din viteză. Frâna e trasă. Ha? Oh, oh, oh. Hi-hi-hi. Nu mai are gaz. Să sperăm că nu ia foc. Ia să vedem și acum momentul adevărului, să-i dăm o cheie. O porni și Polo. La prima cheie după 5 ani. Porni chiar mai bine decât Loganul. 100.000 de kilometri. Ia să vedem cum se aude. Să mai râdeți voi de Volkswagen. Băi, eu vreau să o mut de aici, așa încet, încet, că e plin de frunze din ăștia uscate. Să nu pornim un incendiu. Runda 2. Tu ce, primul defect care observam, dar reușirem să o salvăm, mi s-a dezlipit oglinda pe dreapta. De la atât am stat în soare, pur și simplu. Adezivul ăla ce ținea oglinda s-a dus. Da, cred că mergem lipite la loc, orice. Haideți să vedem. Runda 2, pornirea a doua. Se aude bine mașinuța. O să plecăm așa încet, că e cursă cu obstacole pe aici. Oh, asta e invers. Băgasem-ne. Tot în a patra bag. M-am dezobișnuit cu asta. Oh, asta trebuie să apeși în jos. Așa. Ustă de manevre să o lovim. Și să mai și verificăm o dată. Vopseaua e terminată, adică lacul. N-are pic de rugine, da. E dus lacul. Ha? Ratăm șmecheria asta. Verdictul e și Polo e mașină. La interior ratăm mult mai bine. Dar decât 100.000 de kilometri, dar la exterior, cât a copt soarele bine. Partea bună când are rugină. Asta cu un lac, un clar, imediat se repară. A făcut praf lacul de pe ea. Over and out. Polo 1-2, benzină nepornit de 5 ani. Vezi că pare un pic de vegetație.